Bună ziua și bine v-am găsit la o nouă emisiune Bine pentru Suflet. Astăzi m-am decis să vorbesc despre frică și despre unele cuvinte pe care le folosim în vorbirea zilnică: cuvinte care ne influențează acțiunile. Frica se dovedește a fi una dintre cele mai puternice stări emoționale ale ființei umane majoritatea persoanelor aflate la mine în terapie, la cabinetul meu, și-au dezvoltat această stare, împiedicând astfel existența echilibrului în viața proprie. E adevărat că nu cunosc pe cineva căruia să nu-i fi fost frică niciodată în viața lui și care să nu simtă și în prezent o anumită teamă. Frica este firească și chiar constructivă, dacă este recunoscută, reală și controlată. Dar să vedem de unde apare frica. Frica, la fel ca orice altă stare, manifestare emoțională, are drept sursă gândirea. Ceea ce în tine trezește frica, poate lăsa pe altcineva complet indiferent. Este evident că unele persoane sunt mai curajoase decât altele. Unii oameni reușesc să-și domine teama. De exemplu, dacă sare la tine un câine mare, vei simți o anumită frică pentru că tu recunoști pericolul. Frica pentru tine este reală. Din potrivă, alții, în aceeași împrejurare, vor reacționa complet diferit pentru că trăiesc mereu în armonie cu animalele. Astfel, de la primul salt al câinelui sunt convinși că el nu vrea să le facă rău, ci e felul lui de a se distra ca și omul. Are manifestări diferite pentru a-și exprima bucuria și iubirea. Cel mai important este să devii conștient de teama ta, ca să-ți dai seama dacă este reală sau nu. Dacă în momentul în care ți-e frică Există un pericol real pentru corpul tău fizic, e absolut firesc să trăiești o asemenea emoție. Corpul tău știe exact de cât adrenalină are nevoie să-ți furnizeze pentru a putea face față situației. În prezent, în lumea în care trăim, există mai multe frici imaginare decât reale. Amintește-ți tu, dragă ascultător și privitor, Evenimentele din ultimele câteva luni. De câte ori s-a întâmplat să simți o teamă reală? Când viața ți-a fost într-adevăr pusă în pericol? Toate aceste manifestări ale fricii vin pur și simplu din gândirea ta. Când o anumită teamă apare frecvent, probabil că ne-a fost imprimată de părinți timp frage de copilărie sau chiar înainte de naștere din purtica mamei, copilul primește și acceptă noțiunile de teamă ca urmare a grijii exagerate pe care o au părinții față de el. Și cred că sunteți mulți părinți care cărora vă este teamă să nu cadă copilul, să nu răcească, să nu fie bolnav și așa mai departe. Acești părinți cred că teama e ceva normal. Dar la om, ea nu e normală. Este mai curând o obișnuință. Omul, prin gândirea sa, dă naștere unei imagini în lumea invizibilă, iluzorie. Cu cât îi dai mai multă energie, cu atât crește puterea ei. Eventual, se materializează și devine realitate în lumea vizibilă. Cu cât e mai frică, cu atât cresc șansele ca această frică să se materializeze. Dacă devii conștient, asta te ajută să o stăpânești, dar sarcina ta e mult mai dificilă dacă ești dominat de o teamă inconștientă. Învățând să devii mai conștient, făcând exerciții de iubire, de luare de cunoaștere a propriei persoane, o parte din fricile tale inconștiente vor urca la suprafață. Învățând să le cunoști, vei putea să le stăpânești mult mai bine. De exemplu, când erai mic copil, părinții te-au lăsat timp de o lună sau o anumită perioadă într-un loc necunoscut. Reacția ta a fost puternică, crezând că ți-ai pierdut părinții și temându-te că poate ești respins de ei și ei nu te mai iubesc. Probabil ai decis că respingerea este insuportabilă și de atunci ți-e mereu frică să nu fii respins. Ți-e atât de frică încât provoci în mod continuu această frică. De îndată ce te apropii de persoane care -ți sunt foarte dragi, în mod inconștient, dai naștere la situații care au drept finalitate respingerea. Copilul căruia este teamă să nu fie respins este respins la școală, la el acasă și mai târziu de către partenerul de viață. Hotărârea luată în copilărie, atunci când avea permanent frica, îl va afecta până când ajunge să o descopere. Pentru a învăța să o stăpânească. Sentimentul de frică este subtil. El încă dă naștere la noi alte frici, care se infiltrează în tine treptat, devenind fobii. Există o mare varietate de frici. Cred că și dumneavoastră cunoașteți: frica de întuneric, de apă, de înălțime, de tunete, de poduri, de ascensoare, de de a nu rămâne închis într-un loc, de exemplu, frica de a nu roși, frica de a nu te îngrășa, frica de a nu rămâne fără bani, frica de a vorbi în public, frica de animale, frica de microfon, frica de mașini, de microb, de mulțime, de accidente, de foc, de avioane, de injecții și câte și mai câte. Există și frici mai subtile. Frica de a nu fi la înălțimea unei situații, Frica de a nu te fi luat în râs, știți că, de fapt, simțul penibilității ne este foarte dezvoltat. Frica de a nu fi acceptat, de a fi respins, umilit, de a fi acuzat, frica de a nu răni sau jigni pe cineva și multe, multe alte frici mai rar întâlnite. Dragă ascultător și privitor, observi? Noi oamenii suntem stăpâniți de foarte multe frici. Persoanele cele mai susceptibile de a trăi sentimente de frică sunt cele ai căror părinți erau nesiguri și anxioși și nu puteau face față propriilor probleme. Îi, aceste temeri îi determină pe părinți să acordă o grijă exagerată propriilor copii, ca și propriilor frici adică prin hiperprotectivitate a copilului. O frică devine fobie, adică o teamă cronică în momentul în care se produc schimbări importante în viață. Acestea sunt momentele critice în care teama cuiva se poate accentua și deveni fobie. După cum puteți constata, agorafobia este cea mai curentă frică întâlnită de om. Ce este de fapt agorafobia? Este un cuvânt destul de complicat care semnifică pur și simplu frica de a îți fi frica. Dar agorafobii să nu-și piardă speranța, pentru că frica de frică nu este invincibilă. Sunt destui oameni care s-au eliberat de ea, cel mai greu pentru agorafob este faptul că suportă două suferințe în același timp. Mai întâi, situația în care se află, care le provoacă frica, apoi credința că ceilalți care nu trăiesc această teamă îi vor crede nebuni, proști sau pur și simplu slabi. Știți cât de importantă este imaginea în societatea de azi? Ne este teamă dacă suntem un public? Și ni se face rău sau avem un atac de panică, ce vor că de ceilalți despre noi? Foarte greu acceptăm că suntem vulnerabili, că suntem oameni cu uh, vulnerabilități, cu boli, cu suferințe. Nu suntem roboți și nici nu are importanță celălalt ce gândește. A, putem presupune. Uite cum s-a uitat la mine. Probabil mă crede nebun. Dar este ceea ce noi. Presupunem că gândesc ceilalți. Nu neapărat poate fi și real. Acesta este motivul pentru care o persoană, dominată de un puternic sentiment de frică, va înceca mereu să-și ascundă frica. Adică se poate retrage definitiv, să nu iasă în public, să nu iasă între oameni, să nu iasă la magazine. Dar, în mediul familial, situația devine și mai complicată. Cel mai rău este când unul dintre parteneri, soți, își asumă teama celuilalt și încearcă mereu să-l protejeze, ajungând la hiperprotectivitate. Nu face altceva decât să-i alimenteze fobia pe care o are partenerul. Agorafobia presupune și teama de a se afla departe de un loc cunoscut sau de o persoană care îți inspiră siguranță. Poate fi vorba despre soț, soție, tată, mamă sau chiar de propriul copil. Locul cel mai sigur este în general domiciliul familiei. Când agorafobul este lipsit de această siguranță, începe să fie cuprins de teamă. El se teme să fie singur în locurile publice, se teme să nu-și piardă cunoștința, să nu cadă să nu facă vreo criză cardiacă, se teme să nu aibă un aer ridicol în fața oamenilor, se teme să se afle singur în mijlocul mulțimii. Pentru că agorafobul se crede întotdeauna singur. În realitate, niciodată nu îi se întâmplă nimic. Și cei care au această frică, dacă stau să analizeze și să se întoarcă puțin în trecut, își vor da seama că am dreptate. Îl putem recunoaște pe agorafob după unele reacții fizice, amețeli, o mare tensiune sau o slăbiciune musculară, transpirație excesivă, dificultăți de respirație, stări de greață, incontinență urinară, palpitații cardiace. Dacă simți că se manifestă asemenea simptome în momentul în care ești singur, ele pot fi un indiciu că ești atacat de o asemenea frică cei care sunt suferinți de mai mulți ani ajung să nu mai îndrăznească să iasă singur din casă. Chiar și numai până la a merge la vecinul sau la magazinul din colț. Tipic pentru agorafob este faptul că se teme să nu-și piardă controlul. Dar, în realitate, el nu și-l pierde niciodată. Este foarte important să accepti ideea că e vorba numai despre o fobie născută din fricile tale, împinse la extrem, hrănite de o imaginație debordantă și nepotrivit utilizată. Ți-a alimentat teama cu mult prea multă energie. Este suficient să tai sursa ta de energie pentru ca totul să dispară și să-ți folosești imaginația pentru alte lucruri. Nu e nevoie să ne fie teamă să ne exprimăm temerile. Exprimarea fricii ne ajută să o acceptăm și să o stăpânim mai ușor. Oamenii care trăiesc mereu dominați de frică sunt tulburați zi și noapte de o mică voce interioară care îi hărțuiește fără încetare. Încercarea de a uita de ea cu ajutorul băuturii, alcoolului sau drogurilor nu ajută la nimic. Odată efectul acestora trecut, vocea își rea imediat activitatea. De îndată ce simți că ți-e frică de ceva, observă ce ai de pierdut sau de câștigat dacă te lași condus de frică. De câte ori în viață nu ți-ai moderat faptele și vorbele doar pentru că ți-a fost mult prea frică? acceptându-ți și mărturisindu-ți frica sau încercând să o stăpânești, vei avea de câștigat lucruri extraordinare. Un alt aspect negativ al fricii este acela că ne face să luăm hotărâri eronate. Dacă lași frica să te domine, în mod inexplicabil, vei lua o hotărâre nepotrivităție, dominat fiind de această frică frica poate deveni și o călăuză. Adică doar atunci când rămâi conștient și încerci să înțelegi motivul prezenței sale, pentru că te avertizează. Nu uitați că înainte de a traversa e fire să ne fie teamă și atunci ne asigurăm în stânga și în dreapta pentru a nu veni vreo mașină sau un alt autovehicul spre noi. Sau dacă urcăm o scară, suntem atenți. E acea teamă ușoară care te duce la control și la o atenție mai mare, este firească. De aceea e foarte important să înțelegi motivul fricii respective. Cu cât acumulezi în tine mai multe emoții, cu atât ești deschis față de alte emoții care circulă în cosmos. Frica face și ea parte din ele. Vibrațiile provocate de frică sunt mereu în jurul tău, în invizibil. Tu le captezi. Și le lași să intre în tine. Atâta vreme cât n-ai învățat să stăpânești frica, aceasta devine o caracteristică principală ale agorafobului. Pentru că el este prea deschis influențelor exterioare. Pe lângă toate aceste stări, să nu uitați, dragi ascultători și privitori, că, de fapt, cuvintele. Au o forță extrem de puternică, forță care poate impulsiona sau care se poate întoarce împotriva vorbitorului neatent sau inconștient. Folosite super, superficial și fără pricepere, se dovedesc a fi periculoase, nu doar pentru cel care le receptează, ci și pentru cel care le emite. În cadrul terapiilor de la cabinetul meu psihologic, mă confrunt permanent cu mesajul rostit de clienți. Nu pot. Acesta este unul dintre cele mai destructive mesaje pe care îl poți transmite propriei tale minți, reușind astfel să limitez și să-ți resursele. Totodată este o atrăgătoare tehnică de autoprotecție pentru nu vreau, pe care l-am ales foarte frumos într-un acceptabil nu pot. Am auzit rostirea acestui mesaj în momentul când persoana, clientul, avea de aplicat o schimbare în comportamentul său, schimbare propusă uneori chiar de el însuși. Vine la terapie pentru a schimba ceva. Dar când e vorba de schimbare, rostește. Nu pot să vorbesc în public, nu pot să mai învăț. Nu pot să mai dau examene la vârsta asta, nu pot să spun nu, nu pot să mă manifest acum diferit față de familie și câte alte nu pot. Interesant este că atunci când întreb persoana dacă a încercat sau și-a propus să vadă dacă poate, îmi răspunde că nu, pentru că zice el, tocmai nu poate. Eu cred că există foarte puține acțiuni pe care oamenii să nu le poată face. Restul sunt doar cele pe care nu vor să le facă. De pildă, eu nu am sărit niciodată cu parapanta. Nu înseamnă că nu aș putea o face în viitor, ajutată de antrenamente și de un instructor priceput. Ceea ce mă împiedică să fac, sau m-am împiedicat până acum să fac această acțiune, este lipsa dorinței, lipsa tentației de a încerca. Înseamnă clar că nu vreau și nu am vrut. Vă asigur că nici nu voi face vreodată așa ceva pentru că nu vreau să sar cu parapanta. Atunci n-am niciun drept să folosesc expresia nu pot. Pentru că n-am de unde să știu dacă pot sau nu din moment ce nici măcar n-am văzut dacă pot. Pentru că pot face o acțiune atunci când mi-o doresc. Credeți că înainte de a deveni psihoterapeut, m-am întrebat dacă pot sau nu să practic această profesie? Mi-am dorit mult. Gândul meu a fost amprentat de vreau cu toată ființa mea, iar orientarea mea a fost către oameni de la care am furat câteva aspecte ale acestei profesii și am studiat cărți de specialitate. Am și o mulțime de alte exemple de acțiuni pe care nu le-am făcut vreodată pentru că nu am vrut să le fac. Acțiuni pe care le-am făcut și mi-am dovedit că pot. De aceea, potențialul mental este activat de mesajele pozitive și pline de încredere. Între pot și nu pot există o singură diferență, două litere, care formează cuvântul nu. Care, repetat, inconștient, te poate transforma într-un adevărat infirm, în ciuda abilităților tale native. Există oameni care își formează convingeri limitative atât de puternice încât ajung să nu poată face anumite acțiuni. Nu pentru că realmente nu pot, ci pentru că și-au impus să nu poată. Întâlnești și persoane care au realizat lucruri de neînchipuit și vă amintiți emisiunea de săptămâna trecută cu Ana Maria German, care v-a dovedit și a dovedit ei înșiși prima dată și după aceea celorlalți că imposibil sau ceea ce pare unora imposibil a devenit un posibil extraordinar de frumos. De fiecare dată, clienților mei le fac o asoci asociere a inconștientului cu hard discul unui computer orice mesaj, informație pe care o transmiți, îl transmiți inconștientului, hardiscului. Iar acesta îl stochează. Inconștientul nu știe face judecăți de valoare, nu știe procesa, nu stă să reflecteze oare asta este bine sau asta nu este bine, pur și simplu stochează sau șterge la întâmplare. De câte ori nu ni se întâmplă să chiar povesteam de dăunesc cu o amică cu care m-am întâlnit că mergem până la bucătărie și ne dăm seama că uităm ce am vrut să luăm sau să facem. Asta se întâmplă în momentul când este un amalgam de gânduri și o aglomerare de acțiuni pe care vrei să le faci sau să le gândești, ceva o face în așa fel încât mintea se protejează încercând să șteargă anumite informații. Ea nu știe pe care să le șteargă. De aceea, în loc să-ți spui nu pot să vorbesc în public, spune, încă nu am vorbit până acum în public și pentru mine asta constituie o provocare. În loc să te complaci în nu pot să spun nu, și știu că sunt foarte mulți care nu știu și nu pot să spună nu, sau cel puțin așa cred, deși se simt umiliți, pur și simplu e împotriva a ceva ce îți dorești, pot să recunoști, nu vreau să spun nu, pentru că vreau să fac pe plac celuilalt sau mi-e teamă de repercusiuni dacă spun nu. Această formulare mi se pare mai corectă și mai apropiată de ceea ce se întâmplă. Sau, nu pot să vin cu tine. Arată că ți-e teamă să spui de fapt, nu vreau să vin cu tine. Nu pot să am o relație cu tine, sunt căsătorit, am copii. Ascunde de fapt, nu vreau să am o relație cu tine. Acest nu pot arată apariția eșecului previzibil pe care persoana îl preconizează. Înainte de a spune nu pot, află mai întâi dacă vrei. Cineva care îi spui cu sinceritate ceea ce nu vrei să faci cu el sau cu ea, pentru el sau pentru ea, se va întrista probabil, pe moment, dar te va aprecia cu siguranță pentru că nu l-ai mințit. De aici facem legătura cu stima de sine. Tot în acest mod poți avea <coughs> o înaltă stimă de sine, recunoscând față de tine însuți că nu vrei să faci ceva. Pe lumea asta există o sumedenie de acțiuni pe care nu vrem să le facem, dar ne simțim obligați să le facem ca urmare a presiunilor de tip parental. Nu pot devine o salvatoare soluție de compromis. Nu se supără nici părinții, iar noi am scăpat de obligația de a face. Chiar dacă această metodă o consider protectivă, pe moment, ea nu este evolutivă. Ea te face să trăiești limitativ, acumulând frustrări atunci când te copari cu persoanele care au demonstrat că au putut. Evoluția se produce îndrăznind, prin asumare. Următorul film vă va face să înțelegeți mai bine reacțiile unei persoane atunci când este frică și rezultatele obținute atunci când îndrăznește să acționeze asumat. Ați observat ce înseamnă să îndrăznești. Frica dispare, pentru că n-ai de unde să știi rezultatul dacă nu îndrăznești. Vorbeam despre cuvinte. Ce se ascunde în spatele cuvintelor? Dacă vrei să știi cu adevărat cine ești, ascultă-te atunci când vorbești cu ceilalți. Fiecare cuvânt pe care îl folosești reflectă ceea ce se petrece în interiorul tău. De aceea, depinde cu adevărat de tine ca schimbul de replici dintre tine și partenerul tău să fie întotdeauna binefăcător, partenerul tău de discuție. Și dau un exemplu care se întâmplă de foarte multe ori în perechi sau în familii, între soț, soție, iubit, iubita. Am încercat să vorbesc deschis cu iubitul, iubita mea, despre neînțelegerile care au apărut. Am încercat să fac tot posibilul să ajung la timp la cineva. Ascultând aceste afirmații, ce credeți? Avea cu adevărat intenția să facă lucrul respectiv? Unde vreau să ajung? Să evitați folosirea verbului a încerca. Când e vorba de o acțiune, de o promisiune sau de o stabilire a unei întâlniri. De exemplu, ascultați cuvântul în cerc și desfaceți-l în două. În cerc. Ce vă spune? Că este într-o continuă, într-un cerc închis, într-o continuă rotire și nu e, avem ieșire. Dau un exemplu. Imaginează-ți că vrei să te întâlnești cu iubita, iubitul și la ora 15 să mergi la film. Și el îți spune: Voi încerca să fiu acolo. Ce înțelegi din asta? Ce simți din aceste cuvinte? Că e posibil să vină? Sau este posibil să nu vină? Dar dacă spune: La ora 15 ne întâlnim, atunci e sigur că o va face. O altă expresie deseori întâlnită, și care toate aceste expresii și cuvinte duc la frică. De aceea am trecut la cuvinte. Și la grija pe care vă recomand să o aveți în folosirea lor pentru a nu ajunge la frici. Folosești deseori expresia nu sunt în stare? Poate da. Merită să înțelegi pentru început ce anume dorești într-adevăr să duci la bun sfârșit. Adică, notează pe un caiet ce acțiuni constructive, concrete, ai întreprins deja în această direcție, cât interes. Și cât de intens este efortul tău, cât timp acorzi acestor acțiuni și ce eficiență ai. După asemenea verificare, e posibil să devii conștient dacă ești capabil și chiar ești capabil să faci mai mult decât tu ai presupus că ai fi. Reformulează obiectivul. Notează acțiunile concrete pe care le poți realiza într-o perioadă limitată, precisă. Pentru că asta te poate ajuta să-ți îndeplinești cu succes țelul pe care tu ți l-ai propus. Nu îți propune acțiuni pentru viitor îndepărtat, ci acțiuni ce sunt imediat următoare momentului în care tu te-ai decis să pui în aplicare îndeplinirea țelului. Notează-ți zilnic impresiile. În final, evaluează cu sinceritate obiectivul ales, găsind soluții alternative. Un alt cuvânt care, dacă vă amintiți, în prima emisiune în care uh, Iulia m-a prezentat, a folosit cuvântul trebuie și eu am, imediat uh, i-am atras atenția pentru, uh, asupra acestei cuvânt. Pentru că deseori folosim cuvântul trebuie. Și nu realizăm că, de fapt, sensul lui ne face să trăim și să simțim și să avem o atitudine defensivă. Sau chiar de repulsie. Am fost educați prin impunere multe generații. Vă amintiți cuvintele folosite în epoca comunistă, mai ales părinții adolescenților? Am fost educați sub genericul, dacă nu vrei, te obligăm. Acestea au rămas adânc impregnate în subconștientul nostru. Este o impunere fără a se ține seama de părerea sau dorința celorlalți. Înlocuiește acest cuvânt trebuie cu e de preferat, mi-ar plăcea, aș putea îndrăzni, e momentul, este timpul să, e spre binele meu să, s-ar putea să-mi placă să, lăsați trebuie. Pentru că trebuie mintea noastră liberă cu care ne-am născut, îl respinge. Și fiți sigur că jumătate din ce v-ați propus, cu siguranță, nu o să realizați a exclamat vreodată în momente excepționale ale vieții, incredibil, nu-mi vine să cred ce mi se întâmplă mie, e prea frumos să fie adevărat. Comentariile de acest gen sunt lipsite de încredere și blochează energia extraordinară a acelor momente. Pentru că atunci când spui nu-mi vine să cred că mi s-a întâmplat mie, înseamnă că tu ai fost convins că ție nu ți se va întâmpla vreodată. Și asta înseamnă că ai o lipsă de încredere în tine. Poți să spui, minunat, ca de fiecare dată, tot ce mi se întâmplă mă uimește, mă exaltă de bucurie. Atenție, dragilor, la cuvintele pe care le folosiți, pentru că foarte mult ajută la instalarea fricilor. Gândiți-vă numai la ideea am nevoie să merg nu știu, în pădure după lemne. Gândul Că s-ar putea să te întâlnești cu un urs, imediat induce frica. Și zici, nu pot. Cum să mă duc? Nici nu știi dacă în acea pădure în care te duci există sau nu animale, dar ideea că ai văzut la televizor, ai văzut nu știu unde sau ai auzit din diferite surse, ți-a rămas acolo impregnată și a venit imediat autoapărarea, care îți induce frica. Acestea sunt. Doar câteva exemple pe care vi le-am dat, care prezintă modul în care persoana se dezvăluie prin felul cum folosește cuvintele. Întotdeauna devenim ceea ce gândim. Dacă ai decis, drag ascultător și privitor, să renunți la expresiile nu sunt în stare să, e prea frumos să fie adevărat, trebuie să, roagă pe cei apropiați să te avertizeze când le folosești familia, persoanele lângă care ești la birou sau la serviciu sau la uh, acasă, oriunde te afla. Este o metodă excelentă de a deveni conștient de limbajul pe care îl folosești. De aceea, recomandarea mea întâi și întâi este să înveți să te asculți când vorbești. Să știți că nu există rețete împotriva fricii. Îmi pare rău să vă anunț acest lucru. De ce? Pentru că, în primul rând, cred că v-ați dat seama că rețetele astea universale nu prea merg pentru suflet și minte. Poate merg pentru un fel de mâncare, poate merg pentru a obține altceva, dar pentru suflet și minte nu funcționează. De ce? Pentru că suntem unici. Fiecare avem ritmul nostru de vindecare, ritmul nostru de gândire, ritmul nostru de acțiune. Dar. Cel mai bun remediu împotriva fricii este iubirea. Și cred că știți acest lucru. Sunt convinsă că tot ce vă spun eu, voi știți, eu doar vi le reamintesc. Pentru că, repet, știm mult, am aflat multe, am citit multe dar câte dintre ele am pus în practică? Ceea ce vă arăt eu aici și vă spun, vă recomand, este să puneți în practică ceea ce ați aflat. Dacă iubiți, să știți că nu mai este frică. Știința este și ea eficientă, dar nu atât de mare măsură ca iubirea. Pentru că iubirea, ca și frica, aparține tot de domeniul instinctelor și este mai ușor să stăpânești un instinct un alt instinct decât prin știință sau rațiune. Câteodată se poate întâmpla ca rațiunea să atenueze frica, dar rezultatul nu este de lungă durată și nici foarte sigur. În timp ce, dacă atingeți inima cuiva, acea persoană se va arunca în foc pentru voi. Metaforic vorbind, evident. Dacă o femeie va vedea un necunoscut în pericol, poate că va ezita să înfrunte riscurile pe care le poate întâmpina salvându-l. Dar dacă în pericol este propriul copil, ea se va repezi să-l salveze fără să mai stea pe gânduri. Nici nu se mai gândește la frică. Nici nu știe dacă copilul care e gata să nece știe ea să noate și să-l salveze. Nu se mai gândește pentru că iubirea este cea care impulsionează. La fel, o fată temătoare nu va traversa niciodată noaptea prin cimitiri. Dar dacă e nevoie să o facă pentru a-și întâlni iubitul, o va face fără niciun fel de ezitare. Dragostea este cea care ne dă curaj. În alte cazuri, cunoașterea poate fi într-adevăr o armă contra fricii. V-ați rătăcit printr-o pădure și nu cunoașteți drumul. E firesc să vă fie frică. Dar dacă știți cum să vă orientați, dacă aveți o lampă, mergeți fără să vă temeți. Întotdeauna ne este teamă de ceea ce nu cunoaștem, de ceea ce nu știm cum să folosim, de nou. Ca și animalele cărora le este teamă de foc, sau primitivii care tremurau în fața forțelor naturii neștiind ce se întâmplă cu ele. Acum că oamenii au ajuns să îmblânzească aceste forțe, ei lucrează în centrale electrice sau nucleare, acționând liniștiți cu un buton, de la un buton la altul, deschizând un robinet, fără a să teme, căci știu ce și cum să manipuleze. Dar cineva care nu este în temă, bineînțeles, că se va teme de orice fel de manevră. Omul cultivat, omul civilizat nu se mai teme nici de forțele naturii, dar în schimb se teme de nevastă, de vecini, de șefi, de boală, de sărăcie, de moarte și mai ales, și mai ales de ce spun ceilalți despre ea. Există multe fațete ale fricii pe care omul civilizat nu a fost încă în stare să le învingă, căci frica este un instinct înrădăcinat adânc în sufletul omenesc. El are nevoie să ducă o luptă îndelungată pentru a o învinge. Elena Morariu ne întreabă, bine ai venit Elena, cum facem cu nu pot în cazul copiilor? Mulțumim! Puteți să-l luați de mânuță și să vedem. Hai să vedem. Într-adevăr nu poți? Eu am încredere în tine. Probabil tu ai îndoieli. Dar eu am încredere în tine pentru că eu mi amintesc că de multe ori ai spus tu nu pot și ai putut. Hai să vedem împreună. Dacă nu poți, te ajut, dar doar dacă tu îmi ceri ajutorul pentru o porțiune din ceea ce ai de făcut și restul îmi doresc să îți arăți ție că tu poți. Dacă faceți așa, cu siguranță acești copii își vor învinge teama și acel nu pot va dispărea din vocabular. Mulțumesc, Elena! rădulesc cu cât adevăr în exemple pe care ne le dăruiți în această emisiune, vă mulțumim pentru bunele sfaturi, mulțumim Radă de bine, mulțumim și noi că sunteți alături de noi. Frica îmbracă forme diferite. O gonim într-o parte, și apare în alta. Oamenii sunt la discreția temerilor lor, fără să știe că ele sunt rezultatul unei lipse de cunoaștere și a lipsei de lumină. Pentru că în întuneric nu prea vedem, dar în lumină vedem multe și vorbim de lumina din mintea noastră. Dovada. Când pătrundem într-un loc întunecos, nu ne simțim în largul nostru până în momentul în care reușim să uh, apăsăm pe întrerupător. Vedeți? Vedeți deci ce concluzii formidabile putem trage de aici pentru viața spirituală. Întunericul, dragii mei, este ignoranța și ne este frică pentru că simțim ce pericole reprezintă ea. Dacă aprofundăm această problemă, vom constata că însăși morala care le-a fost dată oamenilor are la bază frica. Frica de a-i vedea Cedând slăbiciunilor lor. Pentru cei puternici, și aici e relativă noțiunea de puternic și slab, putem să discutăm altă dată cu siguranță, care au capacitatea de a se stăpâni, totul este bun și totul este permis. Gândiți-vă, când sunteți slabi, și pun ghilimele de rigoare, totul devine periculos. Dragostea, frumusețea, puritatea, lumina, bucuria și chiar și a trăi parcă este periculos. Și atunci ce ne mai rămâne? Nimic. De aceea, un om plin de frici va fi vulnerabil și mult mai ușor de manipulat. Pe asta se și bazează politicienii, oamenii care conduc, pe frică. Loredana Casandrei, bună seara, doamna Daniela, bună seara, Loredana, draga mea, dragă. Cum face agorafobul să nu aibă un copil cu fobii? Dar nu e neapărat nevoie să aibă un copil cu fobii, nu se moștenește, nu o boală genetică. Poate fi copiat comportamentul agorafobului, însă acolo are de mers părintele la terapie psihologică pentru a-și rezolva problema, ca atunci când interacționează cu copilul, copilul să ia exemplu omului echilibrat. Așa este, mulțumesc frumos! agorafobului îi trebuie un anumit timp să se vindece, și în acest timp copilul său îl observă și îl imită. Îl poate imita, poate ca joacă, dar poți să explici, depinde de vârsta copilului, că poți să-i spui că la tată a fost teamă, că și adulții au teamă, dar lui nu-i teamă, el are alte temeri. Poți să iei sub formă de, jo de joacă și de discuții care să, -l, să le potrivești pentru vârsta copilului. E foarte important de perioada în care copilul este expusă problema, iar părintele neapărat are nevoie de terapie. Fricile, pentru că despre asta vorbim astăzi, de cele mai multe ori ne țin pe loc de la progres ani întregi. Dacă ar fi să faci un singur lucru pentru dezvoltarea ta, este eliberarea de frică, dragul meu ascultător și privitor. Atunci când frica nu te ține pe loc, ești liber. Doar așa poți găsi calea către cea mai bună variantă a ta și curajul de a acționa și de a da tot ceea ce este mai bun din tine. O lume întreagă are nevoie să-ți manifeste potențialul pe care tu-l ai și-l deții undeva gata să iasă la Lumină. Cum ar fi lumea noastră dacă toți oamenii genial s-ar fi lăs lăsat copleșiți de frică și nu ar fi creat ceea ce folosim noi astăzi sau admirăm noi azi? Invențiile din tehnică, operele de artă și atâtea. Nu poți să știi de ce anume ești capabil până nu vezi dacă ești capabil. Concluzia? Atenție la! Felul cum vorbim, atenție la cuvinte, atenție la frici. Fricile există. Toți avem frici. Toți. Mai mari sau mai mici. În momentul în care fricile sunt alimentate, devin uh, obsesii, fobii și se ajunge la tulburări de personalitate grave, și atunci vorbim de boli. Și pentru că încet, încet ne apropiem de final, mai avem 5 minute de care vreau să beneficiez, drag privitor și ascultător, îți fac o propunere. Ești de acord? Imaginează-ți viața ca pe un joc în care jonglezi cu 5 mingi în aer. Aceste mingi sunt munca, familia, sănătatea, prietenii și spiritul. E nevoie să le menții în aer, în așa fel să jonglezi cu ele, încât ele să rămână în aer. <coughs> cu, curând o să observi că mingea care reprezintă munca este o minge de cauciuc. Dacă o scapi, revine înapoi. Celelalte patru mingi sunt însă din sticlă. Dacă scap vreo una dintre ele, se poate zgria, poate crăpa sau chiar sparge. Nu va mai fi niciodată la fel. Ai nevoie să înțelegi aceste lucruri și să evoluezi pentru a obține echilibru în viață. Cum? Permiteți-mi să vă spun, să vă recomand și să vă dau câteva idei. Voi decideți cât de mult le puneți în practică sau nu. Nu-ți subestima valoarea. Comparându-te cu alții, fiecare suntem diferiți și fiecare suntem speciali. Nu-ți stabili obiective după ceea ce susțin alții, că este pentru ei important. Doar tu poți ști ceea ce este mai bine pentru tine. Evită să ignori lucrurile dragi ție. Ține la ele, ca și cum ar fi însăși viața ta. Pentru că fără ele, viața este lipsită de sens. Nu lăsa viața să ți se scurgă printre degete, trăind fie în trecut, fie în viitor. Doar trăind câte o zi, o dată, vei putea trăi toate zilele vieții tale. Nu renunța atunci când ai ceva de oferit. Nu-ți fie teamă de respingere. N-ai de unde să știi reacția celuilalt. Și în momentul când vei oferi cu iubire, fi sigur că iubirea se întoarce. Nimic nu se termină până momentul în care tu te oprești să mai faci sau să-ți dorești. Nu-ți fie frică să admiți că imperfecțiunea ta este perfectă. Acesta este firicelul fragil care ne leagă pe unii de ceilalți nu-ți fie frică să-ți asumi riscuri. Doar experimentând învățăm să fim bravi. Nu alunga dragostea afară din viața ta, spunând că e imposibil de găsit. Și fac o mică paranteză, foarte multe persoane care vin la mine la cabinet, vin disperate, am o vârstă, nu o să mai îmi găsesc niciodată dragostea. Dacă, sau expresii de genul, dacă odată n-am avut noroc și am avut ghinion, toată viața o să am ghinion. Dragii mei, dragele mele, dacă mergeți cu aceste convingeri, fiți sigure că Universul o să vă dea dreptate. Schimbați-vă gândurile. Nu aveți unde să știți. Nu, nimeni nu știe viitorul. Îl poate presupune, dar nu știe. Așa că niciodată nu e prea pentru nimic nu a alerga atât de repede prin viață, încât să uiți nu numai pe unde ai fost, ci și încodrot în drepți. Nu uita, cea mai acută dorință emoțională a oricărei persoane este aceea de a se simți apreciată. Nu să fie frică să înveți, la orice vârstă. Pentru că memoria se exersează, Cunoașterea este o comoară pe care întotdeauna o poți purta cu tine cu ușurință. Atenție cum îți folosești timpul și vorbele. Nici unele dintre ele nu mai pot fi recuperate. Și bineînțeles că știți despre ceea ce voi spune în continuare, dar eu doar vă amintesc: viața nu este o cursă, ci o călătorie care are nevoie să fie savurată pas cu pas. Ieri e istorie mâine e mister, iar cadoul este azi. Bucură-te de el și nu uitați, până ce ne reîntâlnim data viitoare, ascultați-vă sufletul, fiți atenți la trup și grijă la gânduri. Vă îmbrățișez cu mult drag. O seară frumoasă!